Ca în fiecare an, cabanierii s-au întrecut în pachete speciale de cazare, meniuri și programe artistice. Ce facilități și surprize le-ați pregătit în ofertă? Le-am pregătit o seară festivă cu un program muzical bogat. Piscina hotelului Sinaia este la dispoziția lor cu sala de fitness, masaj, saună. Cum ofertele au fost extrem de atractive, turiștii au și început să apară. Noi, o grup din Israel. Cum vă simțiți la Sinaia? La Sinaia? Frumos, frumos, tot e frumos, curat. Veniți în fiecare an, să zic așa, e o tradiție ca să da, veniți. Da, fiecare an, da. Este aer, aici în țara asta, aer bun. Este o stațiunea mea de suflet, aici vin în fiecare an. Îmi place foarte mult și mă simt foarte bine. Să sperăm că avem soare, vreme frumoasă și soare. Oferta, cum vi s-a părut atractivă? Prețurile cum sunt? Oferta este foarte atractivă pentru că am făcut early booking și mi-a convenit foarte mult. Și în stațiunea montană Rânca din județul Gorj, cabanierii au venit cu oferte atractive. Avem pregătite pachete tot ca perioada pascală, 3-4 zile, cu meniu all-inclusiv, care costă 400 de lei de persoană. Cazare și mâncare. Da, de 1 mai de obicei a fost mai multă lume, un grad de ocupare mult mai ridicat față de sărbătorile pascale, este mai frumoasă vremea, lumea iasă la iarbă verde, e început de primăvară. Bucătarii au lucrat de zor la meniurile speciale pentru mini-vacanța de 1 mai.